Locura. Papa rumpiando. Locura. Gata că după aia ne scoate domnul YouTube. Absolut totul. Și ne pune să ștergem the videoclip. Său, pentru că vorbesc singur cu o cameră, sunt în casa goală. Sunt semi cu energie, am energie, parcă n-am energie. Aici în spate am o oglindă să mă uit. Mi-au ieșit niște coșuri, uite cât a dihanea. Și mai ești mești tu noi și până așa arată nașpa. Rău! Dar nu am ce-i face, nu am ce-i face. Și este miercuri, 31 iulie. Dar la voi este vineri. Și am zis că, de fapt, trebuia să filmez clipul cu biblioteca. Biblioteca! Și n-am filmat clipul cu biblioteca pentru că n-am avut chef. Și mai am patru rafturi de filmator din biblioteca cealaltă și sunt multe cărți. Dar astăzi vreau să vorbim, eu vreau să zic, a, voi vedeți din titlu, habar n-am cum e titlul, eu filmez, eu nu vreau să zic chestii care le zic și ceilalți. Dar, cum vă dați seama și din titlu, mi-au ieșit coșuri pe față! Damn, shit! Puh, mamă, filmat de 2 minute. Mi-am luat energizantul la mine, niște chiar creatină că amestecată cu niște suc. Creatină. Tot timpul am zis că e creatină, dar creatină e pentru altceva. Și dacă mi-a beau ăsta tot, o să-mi iei inima așa. Ok, nu știu cât timp am la dispoziție pentru că sunt sub cronometru. Am venit acasă, urmează să mergem înapoi la strașițe. Cum știți, ce ia? Așa. Vreau să vă arăt ceva. Mi-am luat trandafiri, iar sunt, acestea sunt superbi, s-au uscat toți. Și cred că dacă se uscă toți, cred că îi las și așa. Așa uscați cum, se zice frumos. Asta era roșu, mai era încă unul roșu care se prinde și mai unul alb care s-a făcut de tot. Dar cel mai bine le merg cactușilor mei. Deci ăsta poți să zic, uite, am băgat într-o din asta. Vorbim despre flori acum? Never mind, tot ne vedem. E mito, e no, adică nu-mi pasă. Uite, ăsta era o puță, deci o puță și uite că-i merge. Oare dacă i-aș da energizant, oare ce-ar păți? Vedem când ne întoarcem, să vedem reacția. Și vă țin și la curent și pe voi. În fine, trebuia să filmez clipul cu restul de bibliotecă, partea a doua, partea prima parte. Se bucură de un real succes! 14 vizualizări, băga mi-aș pula! Aoleu, păi dar ce face, bă? Păi, mă faceți vedetă sau nu? Hai, intro lung! Vreau să filmez astăzi story time! Cum am ajuns în Cehia? Sau m-am mutat în Cehia? Păi, doar n-am plecat din țară. Să începem! Start the video! Intro! Și ce se pare Marius Stone sau dacă n-a apărut și cu chestii ciudate. Mi-a inima la goană. Filmez și vorbesc pe telefon. Vrei să uităm la niște filme porno, să sună pe iubi. Hello, iubi, now. Sorry, bitch, I'm filming. No, I call you back later. Da. No, I'm in the middle of the nothing. Ok, bye. Intro. Bine, pentru că avem un story time. Poveste. Cum am ajuns în Cehia, cum am mutat în Cehia și cum am mai zis. Sunt sub cronometru, deci dacă sună telefonul, s-a oprit camera, nu știu ce fac, de trebuie să vorbesc într-una. Să mut scaunul. Aaaa, cu cum sare asta pe mine? Mamă, ce burtă ai, nebunule, mai slăbești? Așa. Doar, nu am plecat din țară pentru că mi-a fost bine și pentru că, mamă, ce bine e în țară. Am plecat din România, de fapt, nu trebuia să plec. Strănut. Haciu! Ne trebuia de fapt să plecăm în Germania pe 1700 de euro la ceva. Cum se cheamă? Fabrică de sortat fructe și legume, parcă sau. Da, fabrică de sortat. Măta. Fabrică de sortat fructe și legume și chiar nu a fost așa, pentru că nu a fost așa. În fine, nu a fost așa. Am fost în Arad, am fost la ceva. Oarecum agenție ca să ci de recrutare, forțe de muncă, băgați pula în ei, am plătit 6 spre 7 milioane de persoane, că trebuia să plecăm 3 persoane. Să nu îmi zici că gata, atâta, atât l-ai plimbat câinele ăla. Să mor tu că atât l-ai plimbat câinele ăla. O ieșit afară 5 minute, s-o căcat, s-o pișa, gata, hai într-o. Bă! De piez. Așa. La niște doamne din Ara care te sună, bă, mai vii, mai vii, mai vii, hai, pe unde ești, că ajungi pe acolo, că nu știu ce, că pula mea. Și când colo, am plătit tot, oricum a fost. Am plătit tot, ne-a scris acte. Că o să fie așa, că o să dormim nu știu unde, că pula în cur și pizda în ceafă, da, în fine, never mind. Și în ziua plecării nu ne sună nici naiba, nu ne sună nici naiba să ne întrebe,
Bă, mai plecați, adică mai plecați, noi oricum trebuia să plecăm în ziua aia și n-am mai plecat și ce să vezi, groaznic. Și tot sunam și sunam și sunam, bă, nu răspunde nimeni. Tu fă în gura mamii voastre, putrezi iar carnea pe voi să vă putrezească, că mi-ați luat banii, bani munciți. I-am găsit pe Facebook pe ăștia și mulți ziceau că e farsă. Și noi de-abia în ziua aia când care trebuia să plecăm, nu am plecat. Și după aia, sună după câteva ore, păi mai avem locuri? Doar pentru, era cumva pentru nevastă mea, care atunci nu era nevastă mea, și pentru sora sa. A, păi și banii care am plătit eu? Păi ce fac eu? Păi eu ce stau acasă? Păi să-mi dai banii înapoi. A, s-o găseam ia-ți. Ceva să vă dau în gură. Deci, nu îmi amintesc, nu îmi amintesc cum se numește firma. Nu îmi amintesc. Știu doar că e în Arad, lângă, nu știu, ceva, habar n-am, dar știu că, bă, sunau telefoanele acolo când am intrat, groaznic. Și a fost țeapă. Mare țeapă. Și erau bani pierduți, furați de români, băgați-i pula în ei români, să vezi. Adică, puteau să fie și englezi și sud-americani și negri, toate furau. Omul nu contează de ce culoare e, de nație, de origine, că e bisexual, că e trisexual, nu contează. Te fură pentru că răutatea nu stă în români, nu stă în bulgari, nu stă în nimic, stă în om. Iar nu contează ce nație ești. Poți să fii rău și să furi orice. Orice de la cine. Așa, bun. Trece timpul și, na, eu am mai căutat, bla, 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 anunțul și la un moment dat știu că am găsit un anunț. Poveste funny. Noi stai, noi plecaserăm, era, deci chestia se întâmpla undeva prin 2016. Prin vara lui 2016. Bun, 2016. 2016? Da. Mamă, ce ciudat, stai și mă gândeam că în 2015 eu și Monica ne-am băgat în, na, oficial eram împreună, deci na, noi ne cunoșteam din clasa, nu? În fine, dar eram, formam un cuplu. Așa, și în 2016 m-am plecat. Ce tare. Să revenim. Ok, am sunat, am căutat, ba pe acolo, ba pe acolo. Bine, să dăm. Că am ajuns undeva în Cehia, la cules. De banane cu curu! Da, la cules. Nu, tot așa la fabrică de sorta, ceva de legume și fructe pe în jur de 800 de euro pe lună. Bine. Am sunat. Am stabilit când plecăm, ne-am făcut bagaje, asta nu mai zic că noi pe de tura cealaltă, când trebuia să plecăm în Germania, noi ne făcusem bagaje și cumpărasem, stricasem bani, o trebuit să stricăm alți bani și din păcate n-am mai plecat 3, am plecat doar 2, eu și nevastă mea. Și care pe atunci era... Iubi! Era doar Iubi. Mă enervează tricoul ăsta. Groaznic. Așa, și am plecat undeva, am plătit, am plătit doar 50 de euro pe drum. Și vă zic și față tare. Așa, am plătit doar 50 de euro pe drum din România. Ba încolo. Ne-au purtat, că na, o trebuie să mai iei pe nu știu cine de nu știu unde, după aia iar pe nu știu cine de pe nu știu cine de nu știu unde. Și până am ajuns noi în Praga. Nu știu că noi nu știam. Noi, nu cum naiba să zic. Drumul a fost infernal. N-am dormit, am stat cu morcovul în cur, pentru că nu poți să ai încredere totală în oameni. La un moment dat o oprit la unde, la Cenad, nu știu, o vamă. De ne-a luat toate buletinele și a zis: "Aoleo!" De fapt nu ne luase buletinele cu ceva timp înainte. Mamă, cât de coș. Cu câteva ore înainte ca să n-am, că ajungeam la vamă, am dat la vamă, bă, la vamă chiar nu am avut niciodată probleme. Am mai ieșit și acum de când suntem în Cehia. Am mai ieșit din țară. Și am mers în România, ne-am întors înapoi. Nu am avut probleme la vamă niciunde, nu am stat, să zicem, peste oră, niciunde. Doamne ajută, deci asta a fost bine. Și acum, acolo cu autocarul, eu dat buletinele, s-a uitat, a venit la noi, polițiști, ce naiba au fost, bla bla bla. După aia am plecat. Bun. Gata, ți-ai plimbat câinele și gata ești. Taoleo, 5 minute de plimbat câine, săracul câine. Never mind. Ok. Ajungem în Praga. Ne-a zis că e 10 minute pauză. Bă, noi n-am coborât, deși tot autocarul coborâse. Și, bă, e ciudat? După aia vin două, ați ajuns. Vin femeile de străin sau ceva de genul, sau oricum vorbeam la mână. Să vină la noi să zică, bă, ați ajuns. Na, ați ajuns, să ne dăm jos. Dar eu am rămas cu morcov în cur. Oricum era cu morcov în cur. Așa. Și asta a fost. Dați-vă jos că ați ajuns.
Bine, pe tot drumul asta cu morcov în curcă, nu știam. Mai o știu că opri la un moment dat, cred că pe marginea drumului, a zis, mamă, ne omoară pe toți, gata, atât, aici a fost. Și n-a fost, că mai spun viața. Bun, ajungem în Praga, în gara din Florence, cei care stați în Cehia, ar trebui să știe. Oh. Bun, ajungem în gara din Florence, ne dăm jos și ne luăm și noi după restul de oameni. Și stăteam ca proștii, grupuri, așa e, grupuri și cum să zic, înțelegeai destinul. Veneau oameni la tine să te întrebe unde vrei să lucrezi, la fabrica de pâine, la fabrica de mobilă, la cablaj auto, la satana mai știe ce. Și pur și simplu, în momentul ăla, nu știu, mi-a picat tot cerul, pentru că noi aveam un punct fix, noi trebuia să mergem la fabrică de sortat alimente, de ceva. Și când am ajuns în Cehia, ghice, dispăruse fabrica! Cum pula mea să dispară fabrica? Scuze că în jur de entuziasmul ăsta, să mai bem niște creatină. Pur și simplu dispăruse fabrica. Bun. Noi mai aveam euro la noi, în caz de orice să ne întoarcem. O vede cineva să ne... Și a, nu sunteți plătiți chestii. Pentru că noi nu știam. Nu ne-a zis nimeni nimic. În Cehia să plătesc coroane, ești plătit în coroane pe oră, nu în euro pe oră. Coroane sunt mai mici decât euro. 26 de coroane, care e un căcat, e un euro. Compara, un euro e 4 lei și ceva. Un euro e valoare. 26 de coroane e un căcat. 26 de coroane e... Cum să zic? 2 lei și... Nu 2 lei. Dau un exemplu. 26 de bani. 26 de bani. Dau un exemplu prost, dar îi... În fine, nevermind. Îi 26 de coroane. Dau un exemplu. Să vedeți cât de mică e coroana. Și venea să te întrebe că primești 60 de coroane pe oră să lucrezi la, nu știu câte ore, la fabrica de pâine. Băi, eu stai și mă gândeam... Acolo ar merge, dar eu să alerg la făină. Bun. Veneau oamenii la tine. Să te întrebe unde vrei să lucrezi. Unde vrei să lucrezi acolo. Vrei să lucrezi acolo. Bă, nu știu câți bani. Pe pula mea știe ce. Și nu a fost așa. De-am ajuns să lucrăm... trebuia să mergem la ceva fabrică, asta era. Deci, cu bagaje după noi, mergi după cineva să te duci să lucrezi la fabrică de mobil. Bun, n-am vrut la fabrică de mobil. După aia la ceva, la televizoare să, nu, nu explica să bagi nu știu ce chestii în televizoare că și atâta faci și alea 8 ore mergi pe bandă. Bun. Nu a fost. Am mers acolo, după aia s-a schimbat că mergem la nu știu unde, după aia la cablaj auto. Când am auzit de cablaj auto, băgam și picioarele. Oricum nu-mi plăcea sunet, doar sunetul de când te gândești la cablaje auto. Păi și exact ce faci? E cabluri, cabluri, cabluri. Bun. Cred că o să fie un story time lung pentru că filmam de 18 minute, băgam și picioarele. Dar oricum dau pe viteză mai înainte și... Bine că mi-am amintit. Acolo sus, hai să se vadă, sunt 3 puncte. Apăsați pe ele ca să schimbați calitatea videoului să se vadă mai bine sau scrie jos viteza clipului. Și puteți să sortați, să selectați cum vreți. Să nu-mi zici că ai venit. Nu, n-am terminat de filmat. A, nu, e o mașină de Opel. Mașină de Opel. Așa, să puteți să selectați viteza cu care eu vorbesc. Că dacă vorbesc în ce... Bla, bla, bla. Dar să nu uitați, chestiile așa le puteți face la orice video. Da, bici. Bine, să continuăm. Bun. Și cablaj auto. Of, ne-am întâlnit cu... Era o slăbănoagă, băgam și picioare ca pe una, Cristina, și pe el îl chema... Nu mi-amintesc, dar mi-amintesc numele doar de familie. Rozor, Razor, Răzător, nu știu. Oricum, niște oameni... Căcate-i pe ei! Căcate-i pe ei, niște oameni! Doamne, gata, cum ne-am întâlnit? O zis, ha, că suntem verișoare! Va, ha, nu ne-am văzut în viața mea și aici că suntem verișoare. Păi nu trebuia să zice că suntem rude. Că nu contează, nu, oricum nu suntem rude, în fine. Am mers la cablaj auto. Nu îmi plăcea gândul că merg la cablaj auto, în fine. Bun, am ajuns, am mers o grămadă de la... Din Praga, dacă stau să mă gândesc acum, să zicem că din Praga până în... Stai că mai mersesem. Până nu știu în ce parcare, când eu undeva nu știu ce bloc în care ne-am plimbat cu nu știu cine, mergeam după nu știu cine, ne povestea că se face, se drege, și pula mea cu unul Ion. Unul Ion și pe sora asta pe care o chema Maria, tot ceva de Maria. Dar vă mai zic de una Maria. Așa, pe una, o chema Maria, că merge la cablaj auto, la Yazaki, băgam și picioarele în el, Yazaki. Ok, hai să schimbăm zona. Asta să văd eu. Ok, pentru că aveam de privit un geam, asta vreau să zic. Așa. Bun, unul Ion, unul Maria, băieții merg la cablaj auto, fetele merg la ceva. Hai,
haine. În fine, să le, habar n-am ce să le facă. Bun, toate bune și frumoase, de la Praga până în, unde ne-o dus? În Pulzen. La o ubitovnă. Nu știu ce e ubitovnă, nu știu cum să nici nu știu, nu l-am tradus cuvântul. Efectiv, urăsc cuvântul efectiv. Deci nu am tradus motamo ce înseamnă ubitovnă, dar e un bloc cu bloc cu garsoniere. Mici, baie comună, bucătărie comună, doar camerele nu sunt comune. Dar dacă ai noroc să stai cu cine nu trebuie, e comun. Noi am avut, da, am avut, mă pula, am avut. Am avut, nu știu, cât am stat, o săptămână, două, nu știu, o săptămână, două. Cred că în jur de două săptămâni, nu mai știu exact, cu Cristina și cu răzătorul ăsta. Doamne, băga-mi-aș picioarele! Oameni mai handicapați, mai proști, mai încuiați ca ei. Doamne, că am mai văzut peste tot. Cum se trezea țigară? Cum nu știu ce țigară? Iară nu știu ce țigară. Băga-mi-aș picioarele în țigara voastră. Și ăla era un prost. Aoleo! Băga-mi-aș picioarele în capul lui. Un prost și iau la fel o proastă. Bă, români, stai că nu vreau să-mi iau, oricum nu-mi pasă de părerile altora. Bă, români proști, puteau să fie și unguri și chinezi, nu părea, nu-mi păsa. Bă, proști, omul poate să fie prost în orice specie. Indiferent. Proști, oameni, proști, cum țigară, 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 tot țigară. Bă, nu puteai să respiri acolo. Dar mai vorbeau, dar ce eu sunt uscătorul tău, dar ce eu sunt, nu știu ce, bă, dar și el era un prost grămadă făcut, mare el, cine e eu? Ce valoare are eu? Manea, așa? Cealaltă, la fel. Bun, cablaj auto. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Absolut deloc. Am avut noroc că era un translator Cristi, ceva de Cristi. Așa, mic, nu știu ce. Hai că cu el am avut ochii. Am avut oricum noroc. Dar că vorbea cehă și că ne traducea și eu și răzătorul ăsta stăteam ca proști și ascultam. Ce vorbește aia pe cehă? Nu înțelegeam o pulă. Vă zic sincer. Nu înțelegea nimeni nimica, doar translatorii. Și ne spunea că se face bla 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 și că primești. Primeam parcă pe două săptămâni am primit 1000 de coroane? Care 1000 de coroane e cât un milion, un exemplu. 100 de lei în banii noștri. Bun. Am uitat să văd camera în care stăteam. Groaznică, absolut groaznică. Nu avea internet, nu puteai să sun că ai ajuns, nu puteai să faci nimica. În ziua aia cred că ne-am plimbat pe străzi ca să căutăm internet. Oricum, buitovna și camera în care ne-au băgat era jegoasă, oamenii erau jegoși, o trebuie să faci curat pentru că camera handicapată, în fine. La Iazaki nu mi-a plăcut, am lucrat două săptămâni. Și din, bine, preșase, nu, de fapt nu sunt și preșase, e șeșceas. Adică ore suplimentare. Am făcut și vine asta Ion, băga mi-aș ceva în gura lui, să zică că, la un moment dat, când trebuia să ne plătească, a, că n-au găsit bani, n-au găsit, o, băga mi-aș, trebuie să opresc, să pun pe pauză, că mă caută. Pun așa. I-am dat la raportul la raportul. I-am întrebat când vin acasă. Adică dincolo. La strășițe. Bun. Stai să mă gândesc cu povestea cu Iazaki. Bă, nu știu ce se filmează. Se filmează ce vrea el. Bun. Am lucrat două săptămâni. Bine. Am dat nu știu ce test. Pe care, na, le-am luat, ne-au băgat pe bandă. Nu, după, nu, stai că au avut nevoie de oameni la control. Bun. Dau un nu știu. Nu-mi pasă dacă știți, dacă nu știți, dacă știți, scrieți în comentarii pentru că, ghice, oamenii se uită la clipurile mele, dar nu le lasă comentarii. Bă, niciunul, în afară de Cami. Bună, Cami, care ești în Grecia. Concediu plăcut, drăguță. Bun. Nimeni nu lasă comentarii, nimeni nu lasă nimic, groaznic. În fine. Ce m-am căcat pe mine, autoșcola. Pentru că curând au și-o de școala de șoferi, școala de șoferi. Și curând îmi iau auta. Mamă, stau nici că așa ai mers la magazin. God. Te-ai făcut nebunule? În fine. Au venit care are nevoie la control. Mese de control. E o masă uriașă. Albă cu găuri, cu firulețe, cu nu știu ce, cu prize, cu cazmale, cu sape, cu ciofi. Uf, așa. Nu cred că a venit. Așa, cu toate astea. Bun, am lucrat la o masă, într-o zi sau două. Am învățat toată masa, deci știam toată masa, cum se pune, cum se face. În afară că doar că nu știam cum se schimbă niște cabluri, că în fine, nevermind. Că nu știam. Bun, și la un moment dat, pe mine mă mută la altă masă, să învăț altă masă. Și pune un prost. Bă, un gunoi de om care nici măcar nu-și dădea interesul să învețe ceva.
Un gunoi de om care nu-și dea interesul meții ceva. Bă, ăla l-a pus la masă la care am învățat. Mamă, și-am turbat în ziua aia. Mamă, că te-am turbat. Băga mea și picioare. Și să nu uitați că lumea, că oamenii nu știu engleză. Ori nu vor să știe. Chiar eu să zic că știu și nu vreau să vorbesc cu tine engleză. E ciudat. Ok. O venit. Nașul copilului meu. Doamne. În fine. Venit. Bun. Deci în ziua aia mi-am luat nervi, draci, oricum, nu știu, Iazac. Noi stăteam undeva, nu știu cum să zic. În alea două săptămâni m-au durut picioarele. Bă! Stai așa. Nu știu, deci de la Iazaki până unde stăteam, noi undeva la, după Kaufland, undeva prin Pâlzen stăteam. Cei care sunteți din Cehia, oricum știți, dar cei care nu sunteți, Pâlzen, oricum. E un oraș, așa. Iar Iazaki e firma la care am lucrat. Mamă, o să fie un story time lung. Ok. Am lucrat două săptămâni. Atât am lucrat. Bun. În timp în care ne-au mutat în altă cameră. Doamne ajută, de stăteam doar eu și Monica, deci au fost bine într-o cameră care... Iar, de fapt, am multe, sunt multe de povestit. Bun. Două săptămâni, deci am zis că mă dureau picioarele groaznic pentru că mergeam. E ca și cum mergi, nu știu, o distanță, să zicem. Cum, nu știu, cum să dau? Bă, mult. Mergeam mult pe jos și mai stai și 8 ore în picioare și mai alergai și pe acolo pe loc. Și bilete de tramvai, de trolebus, de fir, 15 parcă duceam acolo spre Iazaki. Așa? N-am luat pentru că nu vorbeam cehă, nici nu aveam intenția de a rămâne. Sau ceva, vreau să ne facem bani să plecăm acasă. Bun. Când colo, în alea 2 săptămâni mi s-au s-o făcut picioarele și mă dureau picioare groaznic. Păi să mergi, e ca și cum ai merge 2 kilometri. Bine, nu mă plâng pentru că sunt oameni care muncesc și merg pe jos, dar hei, fiecare își alege soarta. Nu te-am obligat eu să mergi 2 km. Nu-ți place unde lucrezi, pleacă frate în altă parte. Așa că, fără chestia asta. Bun. Cum ziceam, 2 km în fiecare zi. Mai lucrezi și 8 ore și după aia să-ți vine unul, faci ore suplimentare, mai stai peste program și să-ți vine unul Ion și după o săptămână sau două să zică că, a, că nu găsi bani. Că nu găsi bani acolo. Ce mă? Cum dracu ne găsi bani? Deci, prost am fost, să nu uitați. Proști sunteți aia care sunteți buni, vă zic eu. Și eu sunt bun, de îmi dau tot timpul sufletul pe tavă pentru cineva care nu merită și... Nu, nu merită, frate. Nu, trebuie să ai încredere în tine, dacă ești cu soția doar în ea, nu spui câți bani ai, nu spui niciodată de unde vii, bine. Hai că spui, dar nu da tot. A, în 5 minute să-ți știe lumea, să-ți știe ăla de lângă tine ce mănânci, ce te caci, ce faci, cu cine te-ai futut, cu cine nu știu ce. Pe canalul meu se vorbește foarte deschis. Să nu uitați. Bun. Vine ăla să zică că după 2 săptămâni în care picioarele mele, băga mea și picioarele, mă dureau, să zică el mie, după ore de muncă, care era și 3 schimburi, să nu mai zic, că nu o găsi bani. Păi să te fută în gură, dragă Ioane. Dar oricum te-au futut mulți până acum și pe tine și pe sora ta. Bun. 2 săptămâni am lucrat la Iazaki, în care n-am văzut bani. M-au dat afară pentru că... Na, cum să vă zic? Noi, acolo în Obitov, în aia groaznică, unde era o babă urâtă cu ceva cicatrice pe aici, oricum urâtă, așa, cu unul Ioșca, cu nu știu ce, bla bla bla. Ne-am schimbat camera, stăteam doar eu și cu Monica. Bun. Era iulie. Era sfârșit de iulie. Iunie spre iulie, parcă am plecat noi. Ceva de genul. Că de ziua ei am mâncat macaroni cu gris, ca tort. Pentru că nu s-au găsit bani. Muncești 2 săptămâni, ca să nu se găsească bani. Și îmi dai mie 1.000 de coroane. Muriți iar. Bun, 2 săptămâni după aia m-au dat afară, pentru că, na, acolo noi în Bitovnă, nu... Băi, am pornit camera, noi în Bitovnă, na, ne vorbiseră ca să plecăm în altă parte. Cristina și cu răzătorul ăla ori plecat, Doamne ajută. Ori plecat, camera lor, după aia s-au mutat în altă parte, de fapt ei au fugit. S-au plecat în altă parte, la mai bine, sper. Oricum nu-mi pasă de ei. S-au plecat la mai bine. Și noi am rămas că trebuie să ne zic că bă, plecăm și noi după aceea. Bă, nu. Bine, eu munceam la Iazaki, Monica lucra în altă parte, unde ghicei. Nevasta mea are, pe lângă cealaltă care era, că face, că drege, că nu știu ce, că face, că nu știu cine e ea, că o ce valoare are ea. Când de fapt era o proastă.
Așa. Nu faci, nu te lauzi că faci, că dregi, faci și dregi. Nu trebuie să zici. Bun. Oricum, cred că o să fie o poveste lungă pentru că e mult de povesti. Oricum. M-a dat afară, cum am zis, noi ne vorbiseră că plecăm în altă parte și n-am mai plecat. Și am lipsit 3 zile de la lucru și parcă în a treia zi, parcă mă dusesem, cumva 3 nopți, că eram de noapte. Nu, sau ba, n-a lipsit în vreo 3 zile și când am ajuns înapoi, m-a dat afară. Și atunci, nu mi-a mai păsat că e pe 3 schimburi, mi-a păsat că nu am bani, atât. M-am căcat pe mine, am zis, nu am bani, trebuie să că nu-mi place, trebuie să mă duc să lucrez. Ok. Și asta a fost. Bun. O zis că vorbește cu nu știu cine, cu nu știu ce. Și să vină a doua zi de dimineață. Am venit a doua zi de dimineață. Și tot nu mă băga niciune. După aia a venit la un moment dat una sora asta lui Ion, sau nu știu cum o cheamă, parcă tot Maria, ca să-mi zică că mă duce înapoi la Iazaki. Eu n-am vrut. Pentru că nu-mi place. 3 schimburi, nu-mi place. Fă. Bun. Să-mi zic așa, cum am mai zis, o venit să-mi zic că nu mai... Că mă duce înapoi la Iazaki, că nu știu ce. Păi eu nu vroiam. După aia a fost faza că... Mai erau alți români. Alexandra și... David sau... Da, Ionuț. David, Ionuț. Ceva de genul. Ok, cu care am mers. Da, nu i-am mai văzut, știam că să vorbesc cu română, nu știu ce. Și... M-a dus pe mine undeva la Panasonic să... Bine, să fac televizoare și nu știu ce. La Panasonic ca să sortez folie, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Pot să vă zic că am dat de toți proștii pământului. Iar toți proștii pământului. Era unul care bătrân. Că nu știu ce, că ce țâțe are nevastă mea, că nu știu ce, că nu știu cum, că... Tărără, bă, întrebări indecente care nu și-au locul, pentru că nu vin eu la tine să te întreb de câte ori te fuți, de câte ori te caști, de câte ori ți-o sub pula sau ai lins-o în pizdă. Nu. Chestii de genul. Chiar asta s-a și întâmplat. Vrea să știe că nu știu ce, că bla 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 și mai era încă unul care avea mâncărim la pulă, că bă, hai că înțeleg că te scarbi. Da nu, stai frate să te scarbi în boașele, bă, non-stop. Și cum să... Silvia. Ok, pune pe pauză și revenim.